Partidul Național Liberal la Botoșani, să schimbăm culoarea și Botoșaniul să devină albastru, pentru că aveți suficiente argumente, suficiente motive și mai ales cea mai valoroasă resursă umană și la conducere și la nivelul activului. Doamne ajută, numai bine, vă mulțumesc! În 2020 mă găseam în primăria municipiului Botoșani, alături de primarul Cătălin Flutur, iar pentru a pregăti campania electorală, acesta mi-a pus în brațe un hard disk, o arhivă politică și administrativă. Și acolo am putut vedea mai bine, pentru că începând cu 2004, în anul 2004, a început schimbarea liberală a județului Botoșani. Aveam o vârstă prea fragedă, am văzut mult mai bine istoria acestui partid. Și acolo am putut vedea cât de mult susține și cât de apropiat este de filiala PNL Botoșani domnul prim vicepreședinte Gheorghe Flutur. Și m-am bucurat că a acceptat invitația domnului Valeriu Iftime de a fi astăzi aici și mă bucur că este alături de noi, nu doar la acest eveniment, ci și în această campanie electorală, și acum, și înainte ca precampania să înceapă, și că ne arată prin guvernarea liberală de la Suceava că valorile liberale sunt coloana vertebrală a progresului unui județ. Domnule Gheorghe Flutur, vă rog. Ce vechi sunt eu, mulțumesc, așa este, domnule Fațu. Domnule președinte Nicolae Ciucă, domnule secretar general, dragă prietene Ilie Molojan, domnule președinte Bobocel Iftimie, prieten și vecin al meu, dragi colegi, vecini, bun găsit! Am să intru direct în subiect, mai ales că particip la un eveniment unde s-a conturat așa o idee. Nașul cel mare a domnului Iftimie e președintele Nicolae Ciucă și mai suntem noi doi, domnul Bolojan, nașii care garantăm pentru el. Vă mulțumesc că mi-ați dat prilejul, m-ați invitat. O să spun ceva din casă mai întâi. Cum ați pescuit, cum l-ați găsit foarte bine. Domnul președinte Ciucă, poate cea mai frumoasă și mai clară declarație a Partidului Național Liberal pe zona aceasta a Moldovei este că am avut curajul și ați avut dumneavoastră curajul să aduceți un om și să-l băgați în luptă care vine din mediul de afaceri într-o zonă cu un PIB modest față de media României și asta este declarație pe bune de dezvoltare. Pentru că scrie, vrem dezvoltare. Vrem. De data asta avem dezvoltare cu un om care a făcut pentru el și este o garanție în plus că va face pentru nord-estul României, va fi un model. Eu trebuie să recunosc că vin din bugetar și sunt președinte. Domnul Iftimie vine din lumea oamenilor de afaceri. Asta e soluția pentru nord-est și pentru întreaga Românie. Dezvoltarea o poți face cu oameni care știu să facă dintr-un leu doi mai bine decât alții. Deci, sincer, acest gest pe care îl fac liberalii este pentru toată România. Da, într-adevăr, vor să dezvolte cu un om care vine din zona asta, din filmul ăsta. A doua chestiune. Suceava și Botoșani avem ușor peste 1 milion de locuitori. Suceava are 680.000, Botoșani 380.000. Depășim 1 milion. Suntem aici la o zvârlitură de băți, unii de alții. Eu am 3 mandate de președinte. Nu mi-a fost ușor nici mie. A fost această luptă cu inerția, cu această tendință de asistat mai mult decât cea de inițiativă. Însă, după 3 mandate pot să spun că lucrez mai ușor, pentru că oamenii au început să vadă niște rezultate. La început eram în faza, voi face. Ei, acum unde te duci, pui mâna pe ceva care ai făcut tu sau primarii tăi. Și e mult mai ușor. De aceea sunt bucuros enorm de tare că vine
Și vă promit, domnul Ectimie, că o să fiu umăr la umăr cu dumneavoastră în această zonă, pe nord-estul României, în Țara de Sus, să mișcăm lucruri. De fapt, noi suntem membri în clusterul pe care, la inițiativa mea, l-am înființat, clusterul de bioeconomie pentru a pune în valoare industria alimentară, unde am chemat și Primăria Botoșani și Suceava și vreo 16 agenți economici în aeroportul de la Suceava. Am înființat primul laborator de control alimente pentru depistarea celor contrafăcute. Acum am dat drumul la al treilea terminal, inclusiv cargo, pentru a încuraja exportul de ceea ce avem noi aici, dar produse prelucrate și știți bine că participați la întâlniri. Deci noi am lucrat împreună, Camera de Comerț de la Botoșani cu cea de la Suceava. Vă aduc o veste bună. Zilele viitoare voi semna contractul pentru drumul rapid, prelungirea lui A7 Suceava-Botoșani de 130 de milioane de euro. Și spun asta pentru că ne-am asociat Consiliul Județean Suceava cu Botoșani, Primăria Suceava cu Botoșani și un drum de 20 de kilometri pe două benzi pe sens între Suceava și Botoșani, pentru că în felul ăsta, și eu rog să mă credeți că știu bine ce spun, Suceava are 100 și ceva de mii de locuitori oraș, Botoșani la fel, cu zonele din prejur facem 300 de mii cât Iași. Nu e ceva decât un pol de dezvoltare economică și între noi și Botoșani să devină cele mai multe zone cu parcuri industriale. De aceea vă provoc la programul Suceava la autostradă, Botoșani la autostradă, pentru că am pe telefon ce mi-a scris ministrul Boloșa din Iași, pentru că era la avizare A7 și a trecut de Ministerul de Finanțe, înseamnă că va fi în ședința pregătitoare A7 Pașcani Suceava, 1,82 miliarde de euro, 62 de kilometri. Săptămâna viitoare avem indicatorii tehnico-economici. Cu Doamne ajută să dăm drumul la construcția autostrăzii de la Pașcani spre noi și pe urmă spre Siret. Știți bine cât am luptat pentru asta și mă bucur că veniți alături de mine la așa ceva. Ieri guvernul, și iar vă mulțumesc, domnul Ciucă, domnul președinte, că ați fost alături și domnul Bode, că ați fost alături, pentru autostrada Nordului s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru primul tronson din autostrada Nordului, ce variantă ocolitoare Gura Humorului, pe patru benzi. Am preluat tot noi, Consiliul Județean, tronsonul Suceava Gura Humorului, ca să facem și parte din autostrada Nordului, pentru că dacă le lăsăm la București, durează mai mult proiectarea. Am simplificat procedurile. Avem câteva provocări, dragi vecini botoșăneni și domnule președinte. Și Cătălin. Cu Cătălin vorbesc așa că suntem fluturi. Noi, în iulie, trebuie să zburăm mai mult un pic pe aici după voturi și sigur că știm să o facem. O provocare este valoarea adăugată la produsele agricole. Sunt perfect de acord. Aveți Dolicom aici, cel mai mare abator din România. Cu dumneavoastră am vorbit asocierea. Când am spus, eu am 300.000 de hectare de pășuni în Suceava și avem 300.000 de oi și hectare. O oaie pe hectar. Știți, poate 10. Asta ne arată potențialul uriaș nevalorificat la noi și ce ați spus dumneavoastră ce aveți aici în Botoșani. De aceea, numai în domeniul ăsta, dacă e de vorbit, câtă treabă avem. Doi, a face și prin România și prin Polonia. Trebuie să anticipăm și să ne pregătim pentru asta. Și românii noștri, sigur, cel mai bine să lucreze în țară, să le facă, dar vor putea lucra și aici, aproape, la câteva sute de kilometri, când se termină războiul, la reconstrucția Ucrainei, pe bani foarte mult și va trebui să ne pregătim pentru asta. Infrastructură, logistică, eu pe 19 aprilie sunt la Cernăuți, doi comisari europeni vin să discutăm infrastructura Ucrainei de la Lviv la Cernăuți. Asta înseamnă că autostrada 7 care merge la Siret se va lega cu Lvivul, cu Varșovia și cu Marea, cu Baltica. Intră în inițiativa celor trei. Bravo. Și se
Bravo! Ăsta a fost visul meu de 3 ani de la Crinița, din Polonia. Se face dreptate. Nu doar Transcarpatia, sunt de acord cu ea pe dincolo, ci să vină și pe la est de Carpați. Asta înseamnă drumul mătăsii, autostradă nord-sud, care va fi o oportunitate pentru Botoșani și Suceava extraordinară a oamenilor. Pentru asta, dragii mei, trebuie să ne pregătim. Pentru asta primarii trebuie să intre în echipa liberală, pentru că avem soluții pragmatice. Că vorbim de economie, că vorbim de turism, domnule Iftimie, și abia vă aștept să intrați pe programele drumului Ștefan cel Mare. Toate proiectele acestea care ne-au adus aproape 700.000 de turiști în Bucovina, ca să vină și încoace în partea asta. Adică, de astăzi, sunt mai puternic ca un partener vecin al meu, umăr la umăr, cu care pe partea asta o să ne batem pentru dezvoltare, pentru proiecte și mai puțin pentru pomeni. Doamne ajută și gândul cel bun! Mă întorc acolo unde mă pricep și unde mă doare la digitalizare. Și m-am întors în acest domeniu pentru că un rezultat care mă leagă de următorul vorbitor este digitalizarea. Digitalizarea serviciilor publice și, mai precis, mă voi referi la digitalizarea cazierului judiciar. Un rezultat al guvernării liberale, un rezultat la care Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a contribuit prin sprijinirea Ministerului Afacerilor Interne, condus la acea vreme de domnul Lucian Bode. Astăzi, domnule secretar general, vă mulțumim pentru că ați acceptat această invitație de a fi alături de noi și sperăm să nu ne certați foarte tare. Domnule președinte Nicolae Ciucă, domnilor parlamentari, domnilor primari, domnilor președinți ai Consiliului Județene de la Bihor, de la Suceava, domnule prefect, dragi colegi liberali, revin cu mare bucurie aici la Botoșani și înainte de a intra în mesajul pe care vreau să vi-l dau, un mesaj politic, pentru că suntem în linie dreaptă, intrăm în linie dreaptă în campanie electorală pentru alegerile din 9 iunie, aș vrea să-mi permiteți să îmi exprim aici în fața dumneavoastră, în această sală minunată, cu acești oameni minunați, bucuria pe care o am ca om, fie ca om politic, dacă vreți, aici în fața dumneavoastră, și nu este bucurie mai mare decât să îmi reîntâlnesc vechi camarazi din politică, de la Ministerul Transporturilor sau de la Ministerul de Interne, și le mulțumesc pentru modul absolut corect în care am colaborat și care cred că am făcut împreună performanță pentru România și pentru ministerele pe care le-am gestionat. Și în același timp vreau să vă mulțumesc pentru bucuria pe care mi-ați făcut-o și astăzi la prămâns și aici în sală, când mi-ați reamintit, așa cum a făcut aici domnul secretar de stat, intenționat, trăgând jarul sub oala lui, cum se spune, aducându-mi aminte de rezultatele pe care le-am avut împreună la Ministerul Afacerilor Interne, dar mai cu seamă, pentru că foarte mulți oameni m-au abordat la evenimentul de la Flămânzi, dar mai cu seamă să-mi amintesc cu plăcere că împreună am reușit să punem pe traiectoria ireversibilă a implementării două obiective care stagnau de foarte mult timp în județul Botoșan. Și mă refer la cei aproape peste 100 de kilometri de drum național reabilitat, unul finalizat, altul în curs de finalizare, mă refer la DN29B și 29D, sper că nu greșesc. Și am fost bucuros să văd ce impact economic au aceste două obiective pentru comunitatea de aici. Acum, dați-mi voie să trecem un pic la politică, pentru că, așa cum spuneam, suntem în linie dreaptă. Astăzi am depus lista de candidați pentru alegerile europarlamentare, însoțită de semnături, peste
1,7 milioane de semnături, vreau să vă mulțumesc pentru suportul dumneavoastră. Peste 800 de mii de semnături au fost depuse alături de lista pentru alegerile europarlamentare de către noi, de către Partidul Național Liberal în această alianță pentru europarlamentare. Doamnelor și domnilor, bătălia pentru Botoșani trebuie să vă unească. Pentru asta este nevoie de maturitate politică, este nevoie ca maturitatea politică să vă caracterizeze conduita pentru a obține ceea ce ne dorim cu toții, succesul în alegerile din 9 iunie. Liberalii au șansa să dovedească că se poate și aici, în Botoșani. Dar depinde doar de dumneavoastră să fructificați această șansă. De fiecare dintre dumneavoastră în parte. Doamnelor și domnilor, dragii mei colegi, cred că nu este o surpriză pentru nimeni și nu este un secret pentru nimeni din această sală și nici din acest județ faptul că astăzi reduta PSD-istă de aici, din Botoșani, are fisuri serioase și mari probleme de credibilitate. Aveți un culoar foarte bun și vă îndemn să lăsați la o parte orgoliile și să luptați pentru a face din proiectul liberal unul câștigător și aici, în județul Botoșani. Așa cum în urmă cu 4 ani am reușit victorii în județe tradițional PSD-iste, acum cred eu și credem noi cei din conducerea Partidului Național Liberal că este rândul Botoșanului să devină liberal. Și aici s-a vorbit mult de, profitând de prezența domnului președinte Flutur aici, de axa de dezvoltare liberală Suceava-Botoșani. Îndrăznesc să spun astăzi aici în fața dumneavoastră că axa de dezvoltare liberală Suceava-Iași trebuie să treacă prin Botoșani. Și va trece după 9 iunie când veți reuși să câștigați Consiliul Județean prin domnul Valeriu Stime și Primăria Municipiului Botoșani cu domnul Cătălin Flutur. Cele două județe, Suceava și Iași, cu administrații liberale, performante, au accelerat drumul dezvoltării și au transformat în bine comunitățile pe care le administrează. Suceava și Iași sunt acum județe fanion ale dezvoltării în regiunea de nord-est. Iar Botoșanul trebuie să reprindă repede din urmă. Locul Botoșanului este pe această axă a dezvoltării pentru că are un potențial foarte mare și doar câteva din motivele care susțin această afirmație a mea au fost prezentate aici de către președintele, viitorul președinte al Consiliului Județean, președintele PNL Botoșan, domnul Valeriu Stime. Însă este nevoie de toate energiile constructive și de echipe determinate pentru acțiunea politică la firul ierbii, cum îi place domnului președinte Flutur să spună, cu experiență, de experiență și de viziune. Un pol de dezvoltare liberal în regiunea de nord-est este format din cele 3 județe, este platforma cea mai bună pentru relansarea județului Botoșani. Cu toții suntem importanți în acest construct pentru Botoșani. Puneți umărul la acest proiect și urmăriți același obiectiv. Un scor politic cât mai bun pentru Partidul Național Liberal, nu doar la alegerile locale, ci în toate competițiile electorale care vor urma. Convingeți oamenii că aveți cei mai buni candidați. Vremea vedetelor politice
care pun stăpânire pe anumite instituții fără să performeze administrativ, trebuie să ia sfârșit nu doar la Botoșani, ci peste tot în România. Când unicul tău scop este să îți aservești județul și nu aduci dezvoltare, ba din contră, îl tragi în jos, nu ai ce căuta în fruntea Consiliului Județean și în administrația locală în general. Acest tip de oameni nu sunt credibili și nu pot garanta pentru alții, cărora, vezi, Doamne, le predau ștafeta. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Suntem cu toții martori la ceea ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani în administrația de aici. Pe principiu, pleacă ai noștri, vin ai noștri, iar județul bate pasul pe loc încă 4 ani, nu se poate. Nu asta este soluția pe care o așteaptă cetățenii de la noi. Planul liberal pentru Botoșan înseamnă mentalități și abordări noi. Și am văzut aici și sunt bucuros să văd în abordarea proiectului liberal pentru Botoșan, pentru Consiliul Județean, a domnului președinte Iftime, una extrem, extrem de sănătoasă, de care nu doar Botoșan are nevoie. Partidul Național Liberal are nevoie și România are nevoie. Felicitări, domnule președinte! Planul liberal pentru Botoșan înseamnă, dincolo de mentalități și abordări noi, înseamnă să aveți, că aveți și trebuie să conștientizați că aveți o misiune grea, dar nu imposibilă. Trebuie să vă dați mâna pentru a împlini acest proiect de, aș spune eu, tot vorbea domnul secretar de stat aici, de digitalizare, de resetare a județului, astfel încât să trimitem în istorie acele modele toxice de administrație care au dus la izolarea județului. Așa. Și doar un accident nefiresc, nefast, dar democratic, subliniez, dar democratic, i-a întrerupt mandatul în 2020, ceea ce i-a ținut pe botoșeneni departe de perspectivele de dezvoltare, din păcate. De aceea, trebuie să revii la primărie, Cătălin, iar alegerea firească pentru primăria Botoșani, sunt convins că și dumneavoastră sunteți la fel de convins ca și mine, este Cătălin Frutu. El poate duce Botoșanul într-o nouă etapă a dezvoltării. Ce dinaintea lui nu au reușit și nu o vor face nici în viitor, avem dovada după 4 ani. Pentru a reuși, are nevoie însă de o echipă de consilieri liberali care să-i sprijine și împreună cu care să construiască acest proiect liberal și aici, la municipiul Botoșani. PNL are nevoie de voi toți pentru a schimba cursul dezvoltării acestui județ. Cu toții, împreună, primar, consilier local, consilier județeni, candidați noi, candidați vechi, conduceri noi și vechi, aveți misiunea de a face Botoșanul liberal. Județul Botoșan are un potențial foarte mare și s-au dat aici nenumărate exemple și argumente în ceea ce spun. Dar este nevoie de oameni dedicați pentru a repune județul pe harta dezvoltării și a investițiilor strategice, capabili să ducă, să aducă județul Botoșan mai aproape de Europa. Și mă bucur să aud astăzi aici ceea ce spunea domnul președinte Flutur legat de autostrada 7, care da, autostrada 7 face legătura dintre nordul, va face legătura dintre nordul României de la Siret, nu de la Pașcan, de la Siret, Suceava, Pașcan, până la Ploiești. Autostrada
unirii autostrada 8 prin licitarea celor 3-4 centuri ocolitoare care vor fi la regim, în regim de autostradă, practic demarează și intră și ea pe traiectoria ireversibilă a implementării, așa cum în urmă cu câțiva ani nu cred că și-ar fi imaginat cineva că vom lega Suceava aici foarte aproape de dumneavoastră, de București, prin autostradă. Doamnelor și domnilor, vă îndemn să fiți uniți și să faceți echipă pentru Botoșani și pentru PNL. Ca oameni politici, sunteți și suntem cu toții în slujba cetățenilor, a comunităților pe care le reprezentăm și care ne încredințează prin vot destinul lor. Din respect pentru ei, vă îndemn să puneți la bătaie toată experiența și dedicarea, capacitatea de a mișca lucrurile în direcția bună, aturi deosebit de valoroase, de care este mare nevoie pentru administrația locală în general în România. Închei spunându-vă că aveți toată susținerea noastră pentru a face ca lucrurile bune să se întâmple aici în Botoșani, iar liberalismul să aducă un suflu nou în județul Botoșani după 9 iunie. Vă urez mult succes tuturor celor care candidați în alegerile locale, succes echipelor de campanie și celor care pun numărul la această construcție, așa zic eu, pentru viitor. Fiți cu toți artizanii povești de succes liberale a județului Botoșani. Dumnezeu să ne ajute tuturor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule secretar general. De ceva ani buni, tot auzim la televizor, în social media, modelul de succes de la Oradea. De 4 ani, aproape 4 ani, auzim și modelul de succes de la Bihor. Ne dorim, cel puțin, cred că toți cei din sat, ne dorim să fim, la nivelul județului Botoșani, un model de succes liberal ca la Bihor. Avem nevoie de expertiză, avem nevoie de un model de bună practică, cum este cel de la Bihor, dar să știți că avem și noi punctele tari. Și vorbind despre cei doi candidați, când putem spune că avem un punct de tare și noi într-un proiect strategic pentru un oraș, pentru un județ, în zona de termie, dar vorbim de necesarul de a revitaliza județul Botoșani, de a avea un spital normal în județul Botoșani și pentru acest lucru sunt sigur că vom avea ajutorul și ne va spune și succesul pentru un județ liberal, următorul vorbitor, domnul Ilie Bojan. Dragi liberali din Botoșani, domnule președinte, stimați colegi invitați și prieteni, vă aduc în primul rând salutul liberalilor din Bihor, de la cealaltă graniță de țară, și vreau să-i salut în primul rând pe primarii noștri, pentru că știu ce înseamnă să fii demn într-un județ în care n-ai președinte de Consiliu Județean, nu te ajută lucrurile și vă mulțumesc, stimați colegi, pentru că sunteți demn și ați rămas drept în vremuri de restriște. Le mulțumesc colegilor noștri primari, domnului Șoptică și tuturor celor care au construit ceea ce este astăzi PNL Botoșani. De ce am venit de la Oradea? În primul rând am venit să-i mulțumesc domnului Valeriu Iftime. O să vă întrebați totuși de ce. Am fost 12 ani primar al municipiului Oradea și unul din cele mai mari probleme pe care le avea orașul, una din cele mai mari probleme, era termoficarea. Noi fiind un oraș cu 63.000 de apartamente de bloc la vremea respectivă, care erau toate încălzite de la sistemul de termoficare, imaginați-vă o centrală cu cărbune,
care atunci când ningea iarna, zăpada nu mai era albă, era maro, era gri, și care, datorită desfințării marilor fabrici, jumătate din ce producea practic se aruncă. Și atunci a venit la mine un domn, el sacru nu spunea nimic, a venit domnul Infine, din Botoșani. Și și-a prezentat soluțiile, și-a prezentat proiectele și cu banii europeni câștigați, cu soluțiile aduse de un proiectant foarte bun, un româno-german, domnul Tamașiu, cu munca echipei de la El Saco, cu tehnologia celor de la General Electric și cu consultanța companiei italiene, care era partenerul acestei companii, astăzi Oradea are o centrală nouă de 50 de milioane de euro, o turbină aeroderivată, care este cea mai performantă tehnologie din domeniu, care oferă cel mai mic preț al gigacaloriei de producție din România, și un sistem de termoficare care este înlocuit rețelele primare 80%, sunt cam 70 de kilometri de rețele primare și rețele secundare. Și compania El Saco, echipa aceasta fondată de domnul Iftime, are un mare merit în această situație. Și dacă astăzi oamenii nu mai vor să se debranșeze de la sistemul de termoficare, ci vor să se lege la sistemul de termoficare, și avem 70.000 de clienți acum, asta înseamnă că dânsul și echipa de la El Saco, deci Made in Botoșani, are un merit și vreau să-i mulțumesc pentru acest lucru. Când s-a făcut inaugurarea sistemului de termoficare, când s-a deschis turbina nouă, când s-au pus în funcțiune toate lucrurile, eram eu în față și echipa dânsului și dânsul eram în spate pe undeva. Acum a venit vremea, așa s-a nimerit să fie dânsul în față și eu să fiu în spate și să-i mulțumesc pentru ceea ce am. Am venit la Botoșani și să-i susțin, fără legătură cu ce s-a întâmplat la Oradea, pe Cătălin Flutur și pe Valeriu Fine. De ce? Îl știu pe domnul Flutur de mulți ani. Eram amândoi primari la Asociația Municipiilor. Ne luptam cu problemele noastre. Și îți dai seama când un om vine la tine, dacă îl interesează cum funcționează acvaparcul, că și el are un acvaparc în construcție, sau a venit numai într-o deplasare ca să mai vadă Oradea. Îți dai seama când ești în comitetul director, dacă un primar ridică probleme de sistem și le stăpânește, sau dacă vine cu tot felul de prostii. Și faptul că dânsul, cu experiența pe care o are, candidează din nou la primăria din Botoșani, înseamnă că își pune experiența în slujba cetățenilor din municipiu. Și ca să fii un primar performant, ai nevoie de experiență și trebuie să fii un om puternic. Un om puternic nu este cel care nu ia lovituri de la viață, ci care, dacă este lovit, are capacitatea să se ridice din nou. Și Botoșaniu sunt convins că un om experimentat, cu un om puternic, un profesionist, va cunoaște un nou curs de dezvoltare și de aceea am venit atâta cât pot eu să-l susțin pe Cătălin Flutur și sunt convins că dacă cetățenii din municipiul vor acorda încrederea, veți vedea ce înseamnă un profesionist la cârma municipiului. Am venit să susțin pe domnul Valeriu Iftime. Însă este o altă, un alt caz. Lumea politică e ca o baltă din asta, cu apă stătută, uneori cu miros din asta pestinențial. Și vă spune un om care e din lumea politică. Și atunci, uneori, vă dați seama, când vezi o astfel de situație, nimeni nu vrea să intre în baltă, că se murdărește. Să putea să miroasă după aia, da? Și oricum nu te crede nimeni că vrei să faci ceva. Și spun, a intrat și ăsta în politică, cred că are ceva interese, mai vrea să-și mărească cifra de afaceri, mai vrea vreo născutie, da? Faptul că oameni de tipul dânsul, la o vârstă deja în care vrei totuși să oferi ceva societății, pentru că ai demonstrat undeva, intră în politică, e un mare câștig pentru
lumea politică în general. Și vă dați seama că un om care și-a dus firma să fie lider național într-un domeniu destul de dificil, cum este cel al energiei, a sistemelor de termoficare, care nu sunt niște chestiuni foarte simple, a reușit asta, înseamnă că are potențialul să ducă Botoșaniu în așa fel încât să fie viitoarea poveste de dezvoltare frumoasă din România. Și pentru că un om ca dânsul a intrat în politică și își pune credibilitatea la bătaie, construită în an de muncă, înseamnă că merită să spun aceste lucruri și nu de oameni noi avem în politică nevoie. Pe ăștia i-am avut și n-au confirmat. Avem nevoie de oameni performanți în politică. Și ăsta este Valeriu Iftime. Vă rog să fiți alături de dânsul, să-l susțineți în această campanie, pentru că alegerea președintelui de Consiliu Județean este sumă de rezultate în fiecare localitate, în fiecare secție de votare. Și oricât ar vrea, vă dați seama că n-are cum nici să răspundă la tot felul de atacuri care o să vină asupra dânsului, nici să ajungă în fiecare sat, dar prin munca dumneavoastră, prin faptul că veți garanta pentru dânsul și aveți pentru ce garanta, sunt convins că este o șansă mare pentru un nou început și o șansă de dezvoltare pentru Botoșani. Am mai venit pentru că eu, în acești ani, în 20 de ani de administrație de linia 1, dacă am constatat că ceva face diferența, sunt câteva lucruri. Și cred în asta și cred că Botoșanul poate fi un prototip de dezvoltare în anii următori. De ce? Putem să avem o administrație care este în serviciul oamenilor. Asta e un lucru foarte important care face diferența. De obicei avem administrații care au oameni în serviciul lor. Gândiți-vă că atunci când întreg bugetul unei localități este consumat pe cheltuieli de funcționare, pe cheltuieli de personal și pentru investiții într-o localitate rămân foarte puțini bani, înseamnă că nu primăria respectivă este în serviciul oamenilor, ci înseamnă că oamenii respectivi sunt în serviciul primăriei. Și deci, cred, așa cum l-ați auzit, că în Botoșani va fi o administrație în serviciul oamenilor. Susțin, și am văzut că a făcut diferența, administrația de dezvoltare. Nu administrație generează locuri de muncă. Nu ea face angajări. Dezvoltarea o fac oamenii din comunități, o fac companiile, o fac antreprenorii, dar o administrație creează condiții pentru ca dezvoltarea să vină mai repede sau mai târziu. Dacă ai o zonă cu utilități, un parc industrial, probabilitatea ca să ai o fabrică mai repede acolo este destul de mare. Dacă nu o ai, nimeni nu va investi într-un câmp. Dacă într-o zonă ai rețele de gaz, înseamnă că ai posibilitatea să ai procesare. Dacă nu le ai, vă dați seama costurile pentru un antreprenor să funcționeze un abator, o fermă și așa mai departe, sunt foarte mari, ceea ce o va face nerentabilă în competiția în care ne găsim acum. Și cred, deci, că o administrație care este calată pe dezvoltare, care ia în fiecare an din veniturile proprii o parte din bani și, indiferent ce se întâmplă, îi duce în dezvoltare și îi duce în proiecte, în dauna socialului, are șanse mult mai mari să rezolve problemele sociale în viitor, decât să duci tot un social, ca să pari un om popular și să nu duci nimic în dezvoltare, înseamnă că nu vei schimba nimic. Al treilea motiv pentru care cred în acest tip de administrații liberale este cel legat de administrația care schimbă mentalități. E un lucru foarte important. Noi, ca administratori, putem să pervertim mentalitățile și nu vom avea șanse să schimbăm lucrurile, sau să schimbăm mentalitățile, pentru că de multe ori oamenii nu iau decizii în funcție de caracterul lor, ci de mediul în care se găsesc. Dacă un om vede o zonă murdară, înseamnă că va arunca mizerie pe jos, oricum sunt 5 râpini, mai bine și a 6. Și nu contează. Dacă e o zonă ordonată, dacă totul funcționează după niște reguli, oamenii se vor adapta. Și în acești ani, dacă s-a făcut ceva cu viteză mai mare la Oradea,
este pentru că am încercat să fac aceste lucruri. Deja în 4 ani... Da, da, nu, dar în 4 ani deja avem un candidat bun la președinția Consiliului Județean. Da, dragii mei, mulțumesc celor care au spus lucrurile frumoase și adevărate și eu știu de învățătură. O să încep pe prezentarea noastră a primarilor din echipa noastră cu cel mai experimentat, cu un prieten bun, cu Cătălin Frutor, pe care vreau să se pătruc, să spun și pe apoi. Domnule președinte al Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, stimați invitați și dragi prieteni în același timp, dragi liberali cotoșeneni, la un moment dat am intrat așa într-o panică că ajuteam să trag eu concluziile. Eram ultimul care trebuia să vorbesc pe un scenariu, dar să știți că acum 5 ani am cunoscut un copil, eu le spun la toți copiii, un copil care mi-a plăcut extraordinar de mult și am spus fii puternic, fii tupăist, fii hotărât, o să faci carieră în politică pentru că așa te-am cunoscut. Ei, uite, astăzi este secretar de stat, în doar 4 ani, este MC-ul nostru, a fost atipic, a schimbat această ordine și mie mi-era greu să trag eu concluzie, dar asta și m-am gândit cam așa. Sunt de departe cel mai bătrân om politic din sala asta, din 22 decembrie 1989. Cu drag i-am văzut pe toți colegii de aici, din fața mea, cum au intrat în politică. Eu eram acolo și m-am bucurat de fiecare dată și atunci am spus că pot să trag și niște concluzii. Stimați colegi, domnule președinte, să știți că filiala Botoșani este în momentul de față și ea atipică. Dacă acum 3-4 luni, când încercam să ne reorganizăm, îmi era foarte greu și nu-i mai găseam pe aia din secțiile de votare. Știți cum noi avem organizațiile astea pe secții de votare și trebuia să facem toată chestia aia piramidală. Plecaseră, nu mai răspundeau, aveau tot felul de motive. Eu, ca un politic foarte vechi și care am fost președinte de organizații din 1996 încoace la partidele de dreapta, prin fuziune am ajuns și aici, vreau să vă spun că n-am avut niciodată această poveste. Și este o poveste de succes. Adică chiar nu pleacă nimeni de la noi. O să vă spun cine a plecat. Eu o să vă spun cine a plecat pentru că s-a evitat aici să spun lucrul ăsta. Dar odată cu anunțarea intrării în politică a domnului Valeriu Iftimie, lucrurile s-au schimbat. Iar primul discurs al domnului Valeriu Iftimie a fost că vine în politică și va explica exact pentru ce vine. Asta au înțeles toți. Dar a mai spus ceva atunci. Vrea să schimbe componența de la bază. Așteaptă, partidul e deschis și așteaptă oameni noi. E un lucru care și eu îl doream foarte mult. Și atunci am spus, da, așteptăm oameni noi în partid. Ăștia suntem noi, vrem să schimbăm totul. Și vă spun, dragi colegi și președinți de organizații sunteți, avem 2 săptămâni și jumătate și în Partidul Național Liberal, filiala Botoșani, eu vorbesc la municipiu, că sunt președinte de organizație la municipiu, au intrat 207, au depus adeziunea 268 de membri, din care 72 sunt antreprenori. Nu cred că este dinamica asta nicăieri în țară, în momentul ăsta, după o perioadă extraordinar de bună de guvernare, dar înțeleasă greșit, cred eu, în alte părți. Am observat că ne-am ferit cu toții să atingem un subiect delicat. Eu aveam acolo un discurs cam așa, vreau să-l citesc, în care să lovesc unii, credeam eu că trebuie.
Am făcut-o asta de multe ori. Sunt singurul, asta pot să spun, că ne-am bătut vreodată și nu odată, de 3 ori. Și iarăși n-am voie să pronunț cuvântul ăla, dar am bătut de 3 ori aici în județ și în oraș și îi voi bate și a 4-a oră. Pentru că vrem, nu vrem, recunoaștem, nu recunoaștem, lupta o ducem cu cineva. Dar știu că ne înțelegem, soții, foarte bine, mulțumim, știm cum vom guverna țara, dar nouă ne trebuie rezultate aici. Vrem să fim mai mulți și mai buni, mai multe primării și mai buni decât ei. Și vom fi. Ultimul lucru, domnule președinte, și le spun acum ca să audă cei care au plecat. N-au plecat membrii simple, au plecat ăia care s-au considerat primari liberali. Dar să știți că erau primari de 3, 4, 5 mandate. A fost foarte curios pentru mine. Am văzut așa, că au plecat de la tata de acasă și s-au dus la mama acasă. Dar culmea, mama a fugit și ea de acasă. Noi, botoșenii, nu știm ce s-a întâmplat aici. Acum ce fac ei? Culmea, n-au rămas orfani. Dar sunt niște copii părăsiți în momentul ăsta. Și o să-i vedeți că o să uite, ori înapoi la tata, că pe mama nu mai prinde. Că nu știu de ce. Am o mare rugăminte și eu le transmit de pe acum. Dacă poate, unul, doi din ei, dacă își revin, ne uităm la ei. Dar după aia, domnule președinte, dați-ne voie să nu-i mai primim pe niciunul înapoi. Uitați-vă ce oameni avem în sală, ce candidați de primare avem în sală, care vor câștiga localitățile. Dacă nu câștigă acum, câștigă peste 4 ani. Dar cred că am curățat partidul de Bruieni. Asta sunt. Sunt niște Bruieni, să nu-i mai primim. Dragi colegi, dragi candidați, sunt și vechi și noi, domnilor primari în funcție. Știm, aveți exemplu viu, că se poate câștiga. Noi, candidați, uitați-vă la cei care au câștigat. Dar nu credeam niciodată, acum 3 săptămâni, că avem o șansă colosală să câștigăm Consiliul Județean. Vă spun acum doar după 3 săptămâni și gândiți-vă că mai sunt 2 luni și jumătate. Dacă noi cu toți, o să facem o campanie, așa cum trebuie. Dacă o să reușim să transferăm cât mai mult în fiecare localitate, la cunoștințele dumneavoastră, imaginea domnului Valeriu Iftimie, pentru că aici este o mică problemă, dar recuperează, că e vorba de notorietate, îl cunosc cei cu fotbal, îl cunosc oamenii de afaceri, vin alături de noi, mai greu pe malul Prutului, băbuța aia nu cunoaște, trebuie să le spuneți. Și spun că și sunt versat politic, avem o șansă extraordinar de mare să câștigăm Consiliul Județean și sunt convins că îl vom câștiga. Avem 2 luni la dispoziție să-l ajutăm pe Valeriu să câștige Consiliul Județean Botoșani, pentru că dacă se întâmplă lucrul ăsta, nouă ne va fi foarte bine. Vă garantăm, domnule președinte, că chiar veți găsi o echipă nouă. Vă mulțumim că ați făcut această alegere la un moment dat. Trebuie să vă mulțumim și mulțumesc și prietenilor mei de aici de față, care au contribuit la lucrul ăsta. Chiar vă mulțumesc pentru că altfel eram în Cremeniți. Partidul Național Botoșan, vinea la Botoșan, era în Cremenită. Acum cred că este una, nu una, eu cred că este cea mai vie în momentul de față din țară. O spun vie la modul, pentru că avem un președinte nou, avem candidați mulți noi care au venit și sunt aleși exact ca la podul pe care îl dorește președintele Valeriu Iftimie. Și vă mai spun un lucru, și ultimul, și să nu vă supărați. Am vorbit cu domnul Iftimie, cel puțin la Botoșani, ca să avem credibilitate, spun în municipiul Botoșani, ca să avem credibilitate că ceea ce se întâmplă e nou, trebuie să vă spun, să nu se supere unii dintre dumneavoastră, lista cu care voi merge în aceste alegeri, dacă pentru Consiliul Local, va fi în proporție de 95% nouă. Pentru că doar așa dovedim că noi chiar asta vrem. Vrem schimbare.
schimbare de mentalitate cu oameni noi, cei vechi cu experiența lor, vă rog foarte mult să-i ajutați pe ăștia noi, dar nu mai avem în anul ăla, nu mai este în anul ăla. Și vă mai spun un lucru, dacă data asta se va crea o echipă nouă, bună, care câștigă, și eu simt că mă pot retrage după 35 de ani de politică, mulțumit și fericit și știu că filiala Botoșani rămâne pe mâini bune. Vorbesc din municipiul, domnule președinte, la județ. Gata, am găsit, nu mai avem treabă. Vă mulțumesc frumos! Bună treabă! Domnule Flutur, candidatul la municipiu, experiență, seriozitate, rezultate. Cătălin nu a pierdut niciodată nicio competiție. Cătălin a câștigat continuu, este un învingător. Domnule primar al municipiului Botoșani, vă rog să vă ieși la stadion, chiar dacă unul îi conduce urta, mi se pare. Da. Al doilea, aș invita la cuvânt, lângă experiența și calitățile lui Cătălin, un primar tânăr, o speranță noastră, e vorba de Carla Dorohoi, Alex Dumitriu, am spus eu, tânăr, școlit, educat și care vrea să ne spună și îl rog să fie câteva cuvinte. După care am să... Vă rog, te rog, Alex. Domnilor președinți, stimați colegi, știți, invitați, vreau să începem a vă mulțumi pentru șansa acordată. Intrarea mea în politică, după cum domnul președinte Iftimie știe, îi se datorează întru totul. Îl consider o sursă de inspirație pentru generația noastră care vine din urmă. Sunteți omul pentru care am făcut acest pas, pentru că, da, schimbarea în PNL Botoșan a început cu dumneavoastră. Mă alătur partidului nostru într-un moment în care Dorohoiul are mai mare nevoie. Orașul se află, dacă vreți, la o răstruce de drumuri cu un viitor incert. Este nevoie de o viziune nouă, este nevoie de o strategie care să valorifice potențialul imens al tinerilor noștri. Fără ei, fără potențialul și aportul oamenilor cu adevărat valoroși, viitorul nu sună bine. Am revenit acasă la Dorohoi cu un singur scop. Să-mi pun în slujba comunității energia și experiența. Vreau să fac din Dorohoi un oraș european de care toți să fim mândri. Din păcate, această actuală administrație ne oferă o viziune învechită și lipsită de perspectivă. Lipsesc investițiile strategice și, poate mai trist și mai grav, este că lipsește preocuparea pentru omul de rând. Dorohoi merită clar mult mai mult. Este timpul să aducem orașul nostru pe traiectoria corectă. Și alături de dumneavoastră și alături de echipa unită a partidului, sunt sigur că vom reuși. Împreună, prin credință și respect, și dacă permiteți, credință și respect este motto-ul nostru local cu care mergem în această campanie, vom construi un Dorohoi mai bun, un Dorohoi prosper, un Dorohoi pentru toată lumea. Mulțumesc mult și Doamne ajută! Așadar, am început pe terenul echipei. Am să invit toți candidații noștri aici în față, pentru că vreau să vă văd toată sala, să ne asumăm mai întâi prin priviri și după aia prin fapte, timp de 4 ani, ceea ce spunem acum cum o facem.